O zi bună tuturor cititorilor de carte, ai fanilor LipFest. Mulțumim mult organizatorilor pentru că ne-au oferit cadrul prin care am putut să facem în continuare lansări de carte. O am invitată alături de mine pe talentata autoare de proză și poezie, M. Sava. Absolventa Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, Ela Mihu, cunoscută ca autoare sub pseudonimul M. Sava, locuiește de mai bine de 20 de ani în Canada. A fost profesoară de limba română la un liceu din Cluj, apoi a predat română la Școala Internațională. M. Sava semnează articole multiple reviste, atât tipărite, cum este Observatorul din Toronto, cât și online, revista Itaca din Dublin și multe altele, inclusiv din țară. A debutat în 2018 cu volumul Pași, în colaborare cu Axel. În 2019 a publicat romanul Ana. În 2020, Fluturi și alte frunze, un volum de poezie. Iar în 2021, Orizuru, un volum de proză scurtă pentru adulți. Legătura romanului Ana cu editura Siono este specială, având în vedere că aceasta este prima carte editată de această editură. O carte care a avut un mare succes. În 2020, la aniversarea unui an de la apariție, volumul a fost reeditat la cererea cititorilor. Prin Ana, M. Sava a reînviat o lume matriarhală, dându-ne senzația că șansa mai ales să înțelegem mai multe din istoria și realitatea zbuciumată a satelor transilvanene. Am fost impresionată de ușurința cu care a descris o astfel de perioadă. Ai senzația că autoarea a avut posibilitatea de a călători prin tunelul timpului, aducând cu ea bogăția graiului străvechi, a regionalismelor atât de mult uitate. Romanul depășește cu mult ideea de poveste a trei generații de femei, transformându-se într-o bijuterie lingvistică. Și aici am să citez una dintre recenziile cărții, și anume pe cea ale profesorului Arion Hadrian. Nu în ultimul rând, romanul Ana este un important document lingvistic, un corector al unui grai frumos și străvechi al Transilvaniei, în primejdie să se risipească, să se uite, să se piardă. Or, M. Sava, prin demersul său, face și o valoroasă colectare și restituire a limbii române vorbite la un moment istoric dat în această parte a României. Ana este un roman foarte bine gândit, până în micile detalii, dar mai ales e bine scris. Pot spune că este cu adevărat lucrarea unui profesionist. Merită să ajungă și pe masa criticilor, pentru că abordează un domeniu evitat de cele mai multe ori de scriitorii români contemporani. Satul românesc. E o carte pentru cititorii selecți, doritori de literatură bună. Căci, așa cum spunea și scriitoarea Aura Lupu, Ana nu este doar o carte, este istorie, e în ADN-ul Ardealului. N-o citești, o simți și o retrăiești. Îți curge prin vine toată durerea, toate încercările, tot năcazul și amarul. Dragă M, spune-ne, te rog frumos, care este povestea acestei cărți? Bună, Ana, și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru introducerea atât de frumoasă făcută mie și respectiv cărților mele și în special Anei. Povestea Anei este foarte interesantă, este o poveste cu poveste, dacă pot să spun așa. Ana a fost scrisă la dorința protagonistei, la dorința Anei, pentru că am avut fericirea, bucuria să mă nasc în familia ei, ca să spun așa, pentru că cititorii mei știu, cititorii Anei știu că Ana este un roman biografic, atinge biografia familiei mele.
nu este în întregime biografic, dar sunt multe date reale. Bunica mea, Ana, pentru că Ana a fost bunica mea, a ascuns o viață, o poveste, o taină care ei s-a părut rușinoasă, i s-a părut grea. Și spre sfârșitul vieții a dorit să-și o comunice familiei, mai ales pe mine, pentru legătura noastră specială, și m-a rugat să comunic cu ajutorul scrisului, să le-o povestesc. Și am făcut la vremea aceea o istorioară mică, o broșurică. I-am povestit toate întâmplările, dar pe scurt, foarte schematic. Bunica a fost mulțumită, familia șocată, nici acum nu înțeleg cum a fost ținut atât de bine strâns acest secret. Însă eu aveam foarte multe informații, aveam povestea Anei și am vrut să o scot la iveală. Am vrut să o dăruiesc la rândul meu cititorilor, am vrut să le dăruiesc istoria, am vrut să le dăruiesc în primul rând obiceiurile care se pierd. Și avem niște obiceiuri, niște cutume românești atât de frumoase. Am vrut să le dăruiesc limbajul și am scris Ana. Se vede că este un proces lung, cu multă cercetare în spatele acestui roman. Sunt studii de istorie, de limbaj, de folclor. Spune-mi, cât timp a durat să scrie această carte? Așa este. La Ana am lucrat foarte mult. Am lucrat cam 2 ani de zile. Și pentru că am avut un schelet, o schemă destul de mică, ca să zic așa, pe care a trebuit să o inserez cu ficțiune, cu informații istorice, cu inclusiv limbaj, pentru că nu aveam o bază atât de bogată cum apare în carte. Cam 2 ani de zile a fost acest proces. Iar cel pe care tu l-ai amintit, profesorul Arion Hadrian, m-a ajutat în acest demers, pentru că mi-a fost coleg la... El preda istorie și chiar am colaborat în zona asta. Deci este o carte bine documentată, ceea ce se simte, cititorul simte lucrul acesta din primul moment. Este bine documentată și am avut nevoie de ajutor, pentru că în afară de cunoștințele de școală, de resursele căutate și găsite, să știi că am găsit informații care se băteau cap în cap. Și atunci mi-am făcut o listă și am zis trebuie să vorbesc cu specialistul să facă o schemă. Nu pentru, care e adevărul, să-l transmis mai departe. Exact. N-am vrut și, așa cum știi, pentru că tu ai citit, Ana, nu am vrut să fie o scriere didactică, dar am vrut să înțeleg atât de bine fenomenul și perioada respectivă, pentru că acțiunea se petrece în secolul trecut, încât să pot să redau fundalul meu să fie adevărat, să fie real, știi? Să nu inventez pe zona asta. Spune-mi că, te rog, ai spus că n-ai vrut să fie o scriere didactică. Cât de importante au fost emoțiile în cartea, Ana? Pentru mine emoțiile sunt esențiale în tot ce scriu, indiferent de genul abordat, indiferent de tipul de scriere. Sunt importante, iar pentru Ana au fost cu atât mai importante și cu atât mai, nu știu, au fost motorul care au pornit acest mecanism, pentru că eu cunoșteam anumite personaje, deci protagoniștii Ana și Alexandru au fost bunicii mei și i-am iubit atât de mult și sunt niște icoane în sufletul meu. Ca să pot să redau în carte imaginile celor doi, a fost foarte multă emoție, foarte multă dragoste, foarte mult, nu știu, aproape pioșenie, ca să spun așa. Spune, draga mea, tu te identifici cu vreunul dintre personaje? Pentru că e vorba de povestea familiei, cumva, și mă întreb dacă sunt măcar trăsături comune cu ale tale, dacă ai simțit că ești mai aproape de unul dintre personajele cărții. Întotdeauna am fost foarte aproape de bunica mea și cumva anumite trăsături de caracter ne sunt comune. Am avut o legătură specială, am crescut foarte mică la ei și
Am păstrat legătura de-a lungul anilor. Eu am venit în Canada acum 20 de ani, m-am întors periodic în România și de fiecare dată când mergeam acasă, îți dau așa un exemplu fără legătură cu cartea, bunica venea și locuia cu noi în perioada șederii mele în România ca să petrecem cât de mult timp se poate împreună. Și cred că și asta subliniază legătura dintre noi. Întotdeauna m-am raportat la ea. De fiecare dată când există un moment dificil, mă gândesc oare cum ar proceda bunica. Și în foarte multe scrieri folosesc cuvintele foarte înțelepte. Îi folosesc înțelepciunea. Cumva, cum mă gândesc, este atât de evidentă legătura ta puternică cu bunica, cu satul. Pseudonimul tău are parte din nume, numele satului, Sava. Da, de fapt inițial, pseudonimul meu a fost doar Sava. Deci, când eram mică, mă visam pictoriță. Și începusem, mă zgâleam, eu îți dai seama că era la nivel de pasiune și a rămas la nivel de pasiune și de amatorism. Și visam că o să fiu o pictoriță celebră și o să semnez Sava. Când mi-am deschis blogul, automat l-am semnat așa, într-o joacă. Îmi trebuia un pseudonim, mi-era la îndemână, mi-era foarte, foarte drag. Când am deschis pagina de Facebook adiacentă blogului, îmi trebuia încă un nume. Trebuia să fie nume și prenume, așa cere, așa este obligatoriu. Și atunci mi-am folosit inițialele. Și de fapt, era micul M. A devenit primul al doilea. Locul unde este sufletul tău. Exact. Și chiar este. Spune-mi, te rog, cum ți-ai gândit personajele? Bănuiesc că este foarte multă realitate, deci cumva le-ai conturat pe cele pe care le cunoșteai, dar cu siguranță nu ai cunoscut pe toată lumea din carte. Cum le-ai gândit? Cum le-ai construit pe celelalte? Personajele unele sunt construite de la A la Z. Deci unele am avut noțiuni foarte, foarte vagi. Le-am știut numele. Deci am știut că a existat o Maria, că a existat o Ileana și așa mai departe. Unele le-am inventat pentru că era nevoie de mai mulți pioni ca să fie tabla de șah completă. Trebuia să populez romanul. Culmea este că mi-a fost mult, mult mai greu să le construiesc pe cele pe care le cunoșteam, pentru că uneori aveam impresia că intru cu bocanci în viața lor și că sufletele lor nu pot să fie dezvăluite atât de mult pe cât aș fi dorit. În schimb, cu personajele inventate, puteam să fac ce vreau. Puteam să le rotunjesc, să le șlefuiesc, să mai pun, să mai iau. Așa că am avut două tipuri de personaje, cele inventate, făcute ușor, construite ușor, și cele reale, unde le-am lucrat cu mai multă sfioșenie, ca să zic așa. Ai avut ceva, fotografii, nu știu, elemente de care să poți să te legi, să te transpui în perioada respectivă mai aproape de familia ta, nu strict istoric? Am avut, deci sunt fotografiile familiei, am avut într-adevăr, dar prea puțin am raportat la ele acum cu Ana, pentru că eu le cunoșteam. Făcând parte din arhiva familiei, nu erau noutate. Deci cumva erau creonate în mintea mea. Și imaginile din spate, din minte, din suflet, mai degrabă spus, sunt mai importante decât niște poze, niște imagini alb negru sau sepia din vremea respectivă. Spune-mi, în cazul tău, e procesul de creație dificil sau e ușor? Și în mod special, cum a fost în cazul scrierii Ana? De ce întreb lucrul acesta separat? Pentru că consider că fiind parte și din istoria familiei și având atâta emoție în scriere, bănuiesc că a fost un pic diferit decât procesul de scriere uzual. Eu scriu destul de ușor. Eu scriu destul de ușor și așa s-a întâmplat și la Ana.
Dar a fost foarte multă muncă. Sunt foarte greu de mulțumit. Adică eu pe mine mă mulțumesc mai greu. Scriu, revin... Perfecționistă. Da, oarecum. Sunt până când nu consider eu că este copt, până când nu consider eu că textul este așa cum îl doresc, nu pot să-l dau din mână și am revenit. Dar ideile îmi vin ușor, scriu, am mai spus asta, ca după dictare, deci în momentul în care scriu, efectiv, nici eu nu știu exact ce o să iasă la final. La Ana, într-adevăr, a fost diferită munca, pentru că având scheletul construcției, trebuia doar să insereze episoade, să insereze personaje noi, să completez cu... să fiu atentă la perioadele de timp, să le respect, să fiu atentă, fiind atât de multe personaje, de asemenea să fiu atentă să nu încep cu Ileana și să termin cu, știu eu, Floarea, să am continuitate. Deci procesul de scriere, creativitatea, creația, merge ușor. Însă construcția are nevoie, adică e inspirație și este și un pic sau mai multă transpirație. Un pic de planificare, un pic de organizare. La Ana, da, la Ana, da. Și cred că la romane, în general, trebuie organizare mai multă decât la prozele scurte. Spun asta pentru că am scris și proză scurtă și cumva întinzându-se pe o lungime mai mare de pagini, pentru că nu e neapărat de timp, trebuie structurat un pic altfel, da. Spune-mi, cum ai ajuns să alegi titlul volumului? De ce Ana și nu Floarea sau, nu știu, sau Sava? Putea să se numească Sava foarte bine. Bună întrebare, da. Pentru că inițial am vrut să se numească altfel, am vrut să se numească Bitanga. Bitanga pentru că mi-a plăcut cum sună, nu, în cuvântul în sine. Pe urmă, mi s-a părut prea telenovelistic și mi s-a părut că, din start, spun secretul, divulg ceea ce... Pentru tinerii care poate nu știu ce înseamnă Bitanga, am să te rog să și le explici. Da, ai dreptate. Bitanga înseamnă copil din flori. Copil născut în afara căsătoriei. Da. Este un regionalist din Transilvania cu influență maghiară. Da, exact, exact. Dar sună într-un anumit fel și sigur că cineva care ar fi fost interesat de carte s-ar fi dus imediat la să vadă ce înseamnă Bitanga și ar fi găsit imediat, e vorba de povestea, ceea ce e o mică parte. Adică poate că e sarea și piperul sau o parte din sarea și piper, dar... Și cum de-ai rămas la Ana? Poftim. Ok, n-ai ales Bitanga, dar cum de-ai rămas la Ana? Pentru că Ana este flacăra romanului, este sufletul romanului, este cheia construcției, este protagonista și este motivul scrierii cărții. Exact. Spune-mi, dacă ar fi să dorească cititorii să știe ce anume este diferit în felul în care ai scris tu acest roman, cu ce anume ai putea tu să îi atragi și să îi convingi că este o carte de suflet în același timp cu un volum plin de istorie și de cultură, la urma urmei, da? Nu știu dacă aș încerca să conving. Uite, când îți mărturisesc că atunci când am scris Ana, fratele meu m-a întrebat ce scrii, i-am spus și am zis să scriu o carte care ori o să placă, ori nu. Nu există cale de mijloc. Și gândindu-mă la cititori, cumva aveam emoții pentru că era posibil ca o poveste petrecută în secolul trecut să nu trezească curiozitatea. Cred că Ana are, și spun asta pentru că am primit foarte mult feedback, are avantajul că e scrisă contemporan,
stilul este contemporan, dar subiectul este din secolul trecut. Și cred că această combinație, cred că este interesantă pentru eventualul cititor. Eu am crezut că inițial că Ana se adresează cititorului matur și am avut surpriza să fiu citită de niște copii, ca să spun așa, niște tineri de 18-19 ani, și să li se pară foarte interesant să spună că este o călătorie în timp, exact așa cum ai spus și tu. O călătorie în timp care să-i fascineze, să învețe istoria într-un alt fel, pentru că Ana, nefiind un manual, are o altă încărcătură. Sunt povești de dragoste, sunt trădări, sunt drame și, în același timp, fericiri supreme. Și cred că această combinație, cred că e cheia care atrage, cel puțin în cazul Anei. Mm-hmm. Asta e părerea mea. În rest, cititorul ar trebui să aibă răspunsul la această întrebare. Spune-mi, ce proiecte literare ai? Am văzut că ai anunțat că urmează... Am anunțat aseară, copii. Da, o carte pentru copii. Scrisul meu este foarte versatil. Dacă anumiți scritori sunt pe o nișă, scriu pentru adulți, eu scriu pentru copii, pentru adulți, trebuie să scriu poezie, proză. Tocmai am scris o carte care m-a amuzat teribil să o scriu, deci m-am distrat și copios și am terminat-o foarte repede. Am scris-o foarte repede, se numește Aventurile lui Andrei. Și ăsta este unul dintre puncte, pentru că va apărea în decembrie, va apărea luna viitoare. De asemenea, pot să spun un lucru important și inedit? Desenele din această carte sunt făcute de Emsava. Deci l-am desenat pe Andrei, furnicuțe, gândăcei, mămăruțe și așa mai de floricele. Și mai am încă un proiect care tot așa mi-e foarte drag și sunt foarte curioasă cum o să apară. O să apară într-o antologie, de data asta în limba engleză, cu 15 texte. Apare luna asta, așteptăm să apară, în Florida, în Statele Unite. Sunt curioasă. Este prima mea ieșire în limba engleză, ca să zic așa. Din câte știu eu, și Andrei este bilingv, nu? Da. Română-franceză. Andrei este român-francez, o prietenă foarte bună și a dorit să-l... a citit textul, s-a amuzat și a zis ce ar fi să-l traduc în franceză. Și a zis bine. Se pare foarte important pentru că piața de carte pentru copii în limba franceză mi se pare mai puțin ușor de accesat la noi. Iar faptul că e bilingv o să ajute mult copiii să îndrăgească limba. Deși ai publicat și proză și am stat cel mai mult de vorbă despre volumul Ana, pentru că... Ana. Da. Ai amintit de cele două ediții, deci asta este prima ediție. Care are pe copertă o ie originală. Are o ie pe copertă, o ie de la Breaza. Deci la Breaza se fac foarte frumoase și am primit imaginea de la Breaza. Asta este prima ediție. A doua ediție este aceasta, așa arată. Pictura îi aparține Iuliei Șchiopu și coperta este făcută de Sasha Segal, care a făcut și următoarea carte, următoarea copertă, Orizuru, care are în comun același lucru. Este pictura minunatei, talentatei, extraordinare Iulia Șchiopu, ador munca, și coperta se și vede că sunt cumva surori. Copertă care recent a fost premiată? Da, a fost premiată. A luat premiul 2 la concursul Coperta Anului. Dream Team se numește organizatoarea concursului. Și mai există și volumul de poezii, Fluturi și alte frunze. Da, Fluturi și alte frunze, da.
Și acum la final, tocmai pentru că l-ai pus deoparte, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Dar nu înainte de a te ruga să ne citești o poezie din acest volum. Sigur că da. O să vă citesc Perfecțiune. Am primit un glob, ținut într-un colț de ochi vecin cu lacrima. Îmi pulsează în palmă, în formă de inimă. Am primit un cadou perfect, rotund, și am încercat să inventez roata, naivă, alergând în cerc. La un capăt sunt eu, la celălalt e acasă. Cum poate să aibă un capăt un glob? E plin de amintiri prin colțuri. Cum poate să aibă colțuri un glob? Metafora mea, numele meu, definiție. Zborul meu colorat, curcubeu de săpun. Iarna îl așez în bradul de Crăciun, vara îl ard în lut și în soare și îl rotunjesc ușor într-o inimă albastră. Mulțumim foarte mult!